George Simion, agent al serviciilor secrete ruse. Biografie. Despre scandalul iscat în jurul lui George Simion. Știți că nu sunt un fan George Simion. Și cu asta închid acest, să nu fiu suspectat cumva. Dar acest scandal, precum că el ar fi o firmă agent de influență sau agent sau recrutat de serviciile secrete rusești, este legat și de penibilizarea lui Dan Diaconescu, care trebuia să intre în aur. Dan Diaconescu are o mare priză la mare parte din populația României. Intrarea lui în aur a dat frișfane atât celor două partide aflate la guvernare, niște catastrofe, cât și lui Iohannis, care probabil dacă nu va obține un post în străinătate, va dori să vină la cârma PNL-ului și să guverneze în continuare. De ce nu ca premier? Cine știe? Deci, cele două discreditări și penibilizări, Simion și Diaconescu, sunt făcute de Serviciile Române de Informații. Serviciile Române care au recrutat politicieni moldoveni. Iar când au avut nevoie să comită această operație, i-au activat. Au ieșit și au început să spună cum s-a întâlnit Simion cu unul și cu altul. Simion, în calitate de om politic, se poate întâlni cu absolut oricine. Nu înseamnă că devine agentul cuiva. Poate că este, nu știu. Dar așa cum au decurs lucrurile, cert este o operațiune a serviciilor secrete române.